Se pare că Partidul Conservator va respecta doar prevederile generale ale protocolului Uniunii Social-Liberale, astfel că vor candida separat la alegerile locale din 2012, cu excepția funcțiilor deja negociate unde se vor sprijini reciproc. De asemenea, la parlamentarele din 2012, PC va candida în comun cu PSD și PNL. La nivelul județului Gorj, conservatorii au declarat în mai multe rânduri că vor candida separat la alegerile viitoare, fiind nemulțumiți de tratamentul colegilor din alianță. Liderul conservator Ilie Petrescu este sigur că va face o figură bună la alegerile locale și fără ajutorul pesediștilor și sau liberalilor. Nu văd nimic ieșit din comun când Partidul Conservator respectă protocolul. Credeți că veți avea mai mult de câștigat dacă veți candida singur la alegeri decât în cadrul Uniunii? În primul rând, pornim de la un punct care gorjenii trebuie să știe și ocazia s-a dat în voie să salut gorjenii, că Partidul Conservator va merge singur în alegeri și că proiectele Partidului Conservator vor fi materializate pe fiecare localitate aparte. Și acest lucru cred că este primul câștig, pentru că gorjenii știu să voteze Partidul Conservator pe proiectele care vor veni fiecare candidat din fiecare localitate a județului. PSD-iștii sunt uimiți de gestul conservatorilor de a se retrage de la o candidatură pe liste comune, însă nu cred că aceștia vor avea de câștigat candidând pe cont propriu în 2012. Partidul Conservator a fost tratat așa cum am tratat orice partener când a fost vorba de o construcție politică. Iar în cadrul Uniunii Social-Liberale, cred că pe reprezentanții Partidului Conservator i-am tratat de pe picior de egalitate și de bun simț. Conservatorii, de asemenea, cred că or să aibă mai mult de câștigat singur la alegeri decât în cadrul. Doar rezultatele alegerilor vor spune dacă ei au ales o cale bună sau dacă au greșit atunci când au hotărât să meargă separat pentru locale. Liberalii au declarat că respectă decizia PC-ului de a candida pe cont propriu, având în vedere că protocolul le permite asta, însă sunt de părere că nu este normal ca la alegerile viitoare candidații USL să devină rivalii conservatorilor. Vor exista și cazuri în care vă veți bate la alegeri cu conservatorii. Este normal? Cu siguranță. Este o competiție până la urmă. Fiecare dintre oameni, dintre partide și încearcă să-și promoveze proprii oameni. Dacă ei cred că așa își vor maximiza sau vor obține un număr mai mare de aleși locali sau că își vor reuși să-și promoveze mai bine proiectele, e decizia dumnealor, o respectăm, sigur va crea o anumită problemă de comunicare în timpul campaniei. Este normal să participe cum este normal să fie alegeri la termen, fără a fi amestecate unele cu celelalte, cum este normal să alegerile să se desfășoare fără mită electorală și fără celelalte ingrediente care, eu știu, alterează votul cetățenilor. Se pare că Uniunea Social-Liberală Gorj nu va funcționa la parametrii normali, așa cum au declarat în mai multe rânduri liderii celor două partide, PNL și PSD, având în vedere faptul că Partidul Conservator Gorj va candida pe cont propriu la alegerile viitoare.